În ultimul timp, mersul pe role a devenit o activitate tot mai accesibilă și deseori practicată, în special de către copii. Mai mult decât atât, mersul pe role a devenit și un mijloc de transport, cu toate că părinții informează copiii despre regulile de securitate în timpul plimbării pe role, sunt înregistrate cazuri unde copiii plimbându-se pe role sunt implicați în diferite accidente. Copiii din orașul Florești cunosc regulile de comportament în timpul plimbării pe role. Sigur că știm, că dacă nu vom ști, va fi periculos că dacă ne vom da cu rolele pe stradă. Le știu. Dacă nu vom putea merge sau nu vom avea pe cineva alături, putem să cădem jos și să ne rupem ceva. Copiii cunosc despre locurile în care este permis plimbare pe role, dar și ce urmări grave ar putea avea aceasta atunci când sunt încălcate regulile. În locurile unde sunt amenajate parcurile unde nu traversează mașinile. Deoarece poți să te calce mașina și poți să cazi jos pe stradă. Părinții trebuie să informeze cât mai des copiii cu privire la regulile de securitate în acest sens. Scoarță Ion din orașul Florești este conștient despre pericolul care îl paște pe copil sau atunci când acesta iese la plimbare pe role în stradă. De aceea, de fiecare dată, îl avertizează. Le spun să iei să rămână la drum, să la mașini, să ferească, să nu meargă cu viteză mare. Regulile astea trebuie să le știe fiecare copil. Dacă el iese în drum, amuia, transport este mult, ei trebuie să ferească. Regulile trebuie să le știe în primul rând, că la traversarea drumului. Poate fi traumați copiii, asta nu numai traumați, poate să întâmple și mai rău. Așa că regulile le știu. Poliția avertizează părinții și copiii despre pericolul plimbării pe role în locuri interzise, iar echipamentul special predestinat plimbării pe role poate salva copilul de diferite traume, spune Gavril Ghilas, major de poliție. La deplasarea pe role este necesar obligatoriu să poarte cascheta pe cap, să poarte mânuși pe mâini, apărători pentru genunchi, apărători pentru coate. Se plimbă pe role numai în locuri special amenajate, îngrădite, ca să nu fie accesul mijloacelor de transport, deoarece unde este accesul mijloacelor de transport, apare automat riscul de a fi implicat în accidente rutiere. În cazul când sunt accidente rutiere, accidentele au consecințe diferite, începând de la prima plagă și terminând cu cazurile fatale. Potrivit unui studiu sociologic realizat în Moldova în anul 2014, 88% din respondenți adulți care au în grijă copii de la 0 până la 18 ani cunosc despre obligativitatea cerințelor de purtare de către copii a casetelor de protecție în timpul deplasării cu bicicleta și rolele. Totodată, studiul de mai arată că doar 6% din copii respondenților în cauză poartă toate elementele de protecție, cască, cotiere, genunchieri, mânuși, iar 47,8% dintre copii se deplimbă cu rolele și bicicleta fără niciun element de protecție.